Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou video pe canalul nostru Miron Family. Eu sunt Pete, aici este Emelia cu mine. Astăzi începem un nou vlog. Eu am venit de la muncă, este vineri. Vinerea de obicei termin la 12. Lavi au făcut de mâncare sos de mazăre cu filet de pește și un pic de somon. Noi acum am mâncat și eu acum imediat mă apuc de treabă. După cum vedeți în spate aici nu avem lustră, așa parcă se zice în românește. Așa că ieri am fost până la Hagebau și am cumpărat două mari și trei mici, că avem depus mai multe aici în Germania, nu știu dacă știți, dar de obicei când închiriezi un apartament nu găsești nimic, doar cablurile și tu îți pui singur lustrele care vrei tu și cum dorești. Am cumpărat din astea așa pe LED, cu LED-uri, două mari gigante pentru living și am cumpărat pentru... Oi, mi-a picat una. Pentru bucătărie, pentru baie și pentru hol am cumpărat câte una din aceasta mică. După care o să mă pun să fac găuri în tavan și vă arăt și vouă după de Anza, micuțul nostru ursuleț, Filip, Ia că râde, pe arată. canapea. Arată-i cum râde. Și acum a venit cumnatul meu să mă ajute. Acum l-avea mers să deschidă ușa, că a venit cumnatul meu să mă ajute, că a mai găurit odată ceva și Amza s-a speriat foarte tare și nu a reușit să mă ajute să tragă cu aspiratorul praful, așa că a venit cumnatul meu să mă ajute și imediat ne apucăm de treabă. După mai vedem ce facem, poate o să fac un cozonac. La vie se joacă cu Amza, face sport. Eu am terminat de pus aceste lampadarii sau lustre. Am pus din astea două mari gigante aici în living. După care am pus și pe hol. Noi avem și aceste aparate pentru anti-incendiu. Am pus și în baie. Mi se pare. Da, am pus în toată casa. După aia o să vă arătăm la turul apartamentului. Lavi acum a terminat de editat un vlog, o să-l încărcăm chiar acum. Și eu, cum v-am spus mai devreme, vreau să fac un cozonac, că săptămâna aceasta, adică weekendul acesta este mai prelungit până luni, că sunt acasă și îmi place foarte mult să am la micul dejun un cozonac cu ceai și... Eu acum i-am pus toate ingredientele pentru cozonac la frământat, îi dau drumul la termomix și înfrământă 3 minute și aluatul este gata. Rețeta eu am mai filmat-o în videourile noastre, o găsiți mai jos în videourile precedente, dar o să vă arăt cum iasă și o să vă las rețeta și în descriere, dar și în primul comentariu din acest video, ca să vedeți dacă vă place să încercați și voi. Termomixul în 3 minute înfrământă perfect, îl pun acum la frământat și merg să văd ce face Neleia, să mă ocup și cu, să stau și cu ea. Neleia, tu desenezi, pictezi, Iubita, cu acuarele. Brava, Iubita! O prințesă mov! Brava, Iubita! Brava! Aluatul meu este gata, nu vă pot descrie să vedeți ce miros fain are și aluatul este foarte, foarte bine făcut. Hai să-l pun la crescut și vă arăt după. Aluatul meu de cozonac a crescut atât de mare, uitați-vă cât e bolul de mare. Aici am umplutura, nu știu dacă se vede bine, cu nucă, cacao, lapte și zahăr. Aici o să ung un pic cu ulei și fac cozonacul. După aia, la sfârșit, vă-l arăt și vouă. Cozonacul meu este gata, l-am pus în tavă. Acum o să las cam jumătate de oră, 20 de minute să mai crească un pic. După lung cu ou și pun un pic de nucă și îl dau la copt.
dar va arăt imediat după aia când crește. Uitați ce fain mi-a crescut cozonacul. Acum o să lung cu ou și un pic de lapte și pun niște nuci presurate deasupra. Cozonacul meu este gata, nu am mai reușit aseară să filmez, a fost foarte târziu, dar a crescut foarte mare. Din păcate aici s-a lăsat un pic, dar arată foarte bine. Acum o să-l tai și în interior să vedem cum arată. Oricum se vede că mi-a ieșit foarte pufos. Hai să vedem înăuntru. Uitați interiorul cum a ieșit. Pare foarte pufos. Uitați. Abia aștept să mâncăm. Acum o să fac o cafeluță. Acum ne-am întors de la cumpărături, hai să vă arătăm și vouă, poate vă inspirăm în oarecare mod și vă cumpărați și voi din aceste produse ce folosim noi. Aici am cumpărat 12 litri de lapte, 3,5 grăsime, un set de lămâi, banane, am văzut că o ieși perioada portocalelor, cartofi, vrem să facem din aceștia cu coajă, cabanoși, două seturi, aici avem cordon bleu, un parizer, aici somon o bucată, aici avem 5 bucăți de pește, am cumpărat pentru prima dată să încercăm să vedem cum îi, 2 kg de mere, iaurturi simple le-am primit de la Lidl gratuit, că avem aplicația Lidl Plus, iaurțele cu fructe, budincă de ciocolată și lapte. Aici avem pâine Kaiser, cornuri cu ciocolată, două seturi, porumb la cutie, cimel cu căpșuni pentru copilași și pentru mine mi-a luat cu multifruct. O să le dau și lor să văd dacă le place, să vedem. Aici avem drojdie praf. Aici este făină de porumb pentru prăjituri. După care Pringles de ardei. Aici avem niște dulciuri de alune cu caramel. Ceai de mentă. Aici avem drojdie proaspătă de bere. Spaghete tot am primit gratuit de la Lidl Plus. Aici avem niște bacon. Dulceață de cireșe, un borcan de castraveți, aici am luat și două energizante, nu prea beau, dar în weekend, când mai am chef. Am cumpărat pentru Amza Aptamil Antireflux, lapte praf, aici avem 3 caserole de piept de pui, piept de pui întreg și tăiat mini sticks-uri, mini bucăți. Altă pâine Kaiser și acum hai să trecem la șervețele umede care nu ne lipsesc niciodată, avem două seturi, am cumpărat de la Dieme, după care șervețele pentru masă, din acestea am luat de la Aldi, a găsit soția două umerașe pentru camera copiilor, a zis să luăm, era la reducere 2 euro.
pentru Filip și mele am cumpărat câte o carte din aceasta cu puzzle și cu animăluțe. Două suzete, 6-18 luni. Acum să vă arăt, am cumpărat pentru Amza un set din acesta, fain, cu pantalona și bluziță. Să văd dacă se focalizează. Uitați ce fain. Și acest set este de la Aldi. Și aici am cumpărat o bluziță, tot set cu pantalonaș. L-am făcut așa pe crem. Și acesta este de la Lidl. După care am mai cumpărat acest coșuleț cu prosopele de mâini pentru baie. Este foarte drăguț. Pentru Amza îi pregătim deja cadoul de Crăciun, ne pregătim că se apropie sărbătorile. I-am cumpărat acest tractoraș cu o remorcă. Este bioplastic. Are niște culori atât de drăguțe și faine, așa că nu am rezistat să nu îl cumpărăm și să îl punem pentru Crăciun cadou. După care am cumpărat o pereche de pantaloni din aceștia groși pentru zăpadă sau ploaie la Melea. După cum se vede, sunt cu bretelușe roz și în interior sunt cu material gros ca să fie călduți. Pentru Amza i-am luat acest set întreg, tot pentru perioada aceasta de iarnă. Deja la noi în Germania a venit frigul, noaptea avem și minus 1 și ziua 9-10 grade, dar este destul de frig, bate vântul și asta se potrivește perfect când mai ieșim la plimbare. Pentru Filip ne-au cerut la grădiniță tot așa set din aceștia pantaloni cu bretelușe în interior groși pentru iarna și i-am luat set pantalonaș și gecuță 110-116, prețul erau câte 10, 9,99 € de fiecare. Ăsta setul o să-l ducem la grădiniță și i-am mai luat încă o pereche de pantaloni din aceștia să-i avem acasă. După care am luat la Amza două pachete de Pampers, 4-9 kg, cu imprimeu Winnie the Pooh. Noi ne găsim foarte bine cu aceștia de la DM, Baby Love. După care am luat și șervețele din acestea uscate, odorizante pentru baie. I-am cumpărat la Filip un duș de gel cu Spider-Man, la Melea Frozen și pentru baie am mai cumpărat acest curățător pentru dezinfectare. Și bineînțeles, două baxuri de apă plată. Cam acestea sunt cumpărăturile. Biserică, mergem acasă. Filip a vrut să meargă la socrii, este foarte legat de socrii. Mele a luat aici somn. Micuța că s-a trezit de vreme. Anza este în spate. Acum mergem acasă să pregătim de mâncare. După cum ați văzut, astăzi la biserică am avut sărbătoarea roadelor de mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit de toate anul acesta. Așa că ne-am bucurat foarte mult, am cântat. Cei lavi, l-a dus deja pe Filip. Mai bine fă-mi o poză. Noi acum ne punem să mâncăm, nu am pregătit cine știe ce, am făcut doar cordon bleu și cartofi cu castraveți proaspeți, nu i-am prăjit în ulei, i-am pus în tavă la cuptor
Și iasă super buni. În ultima perioadă facem mai mult la cuptor decât în ulei. Să avem poftă și poate vă vine și vouă și vă pregătiți și voi aceeași mâncare. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și de data aceasta până la final. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne lăsați un like, un comentariu și noi ne revedem următoarea dată la un nou filmuleț. Pa, pa!